pentru Prahova ceva de două. Mai am o întrebare. Ce ne puteți spune despre simbolistica liturgică a costumului popular? Ca să o iau așa, l-am cunoscut, am avut bucuria să-l cunosc pe Sorina Pan, pe domnul Sorina Pan, și dânsul ne-a povestit nouă unor studenți, unui grup de studenți, despre bucuria pe care un țăran o are atunci când își îmbracă costumul, când atunci la încheietură își pune o rugăciune, când ia surtucul, își pune un Tatăl nostru și tot felul de simbolistică. El spunea că costumul țăranului autentic este ca și o dajdie a unui preot și face parte din viața liturgică universală, preoția universală a unui țăran român. Ci că cine ești tu român, păi toată istoria ta scrisă pe tine. Nu știu dacă ați căutat în zona aceasta și vreau să vă întreb dacă ești. Nu, pentru că eu m-am dus mai departe de atât. Nu mai departe, mai de mult. Mai de mult. Am găsit în una din cărțile scrise de domnul Virgil Vasilescu, am avut ocazia să răsfăiesc două dintre ele când am fost la Chișinău, unde mă duc eu să mă milogez de informații și ajutor și așa. Doamna Varvara Biuzile mi-a dat aceste cărți, am avut ocazia să le răsfăiesc pe fugă, pentru că fetița mea era obosită, adormea. Mariana, prietena mea pe care atunci am cunoscut-o, a fost drăguță și a plimbat-o, a ținut-o ocupată pe fata mea, deci a fost tot așa pe fugă. Am fotografiat câteva pagini și am rămas cu impresia că acest costum este mult mai vechi de 2000 de ani. Da. Deci, eu nu știu, poate că de la un moment dat s-a spus o rugăciune, poate că înainte de rugăciune s-a spus un altceva, o altă formulă, alte cuvinte magice, dar s-au spus toate ca să ajute, pentru că e un ritual și de la prelucrarea pânzei la țesut, cusut, îmbrăcat, totul este combinat cu magie, ca să ajute, să întărească. În partea de magie, eu nu m-am... N-am săpat foarte mult sau n-am crezut foarte mult, am zis că vreau... Da. Vreau să fac o completare aici, pentru că la începutul anului am fost la o slujbă și studiind acum în amănunt povestea costumului popular românesc, m-am minunat așa la imaginea care exista într-o biserică, să zic, acum 100 de ani, când toată lumea era în costum popular duminica la slujbă. Și acum toată lumea era negru, haine green, haine de plastic și îmi dădeam seama că toată vibrația asta liturgică, tot ceea ce se întâmplă în biserică, cum, și de multe ori te duci acolo și simți că ceva nu funcționează, este, cred că, și din cauza felului în care ne îmbrăcăm. Am avut marea șansă să copilărez la sat, în Munții Apuseni, în Munții Făgărași. Nu exista să mergi la duminica la biserică decât îmbrăcat cu haine populare sau un costum popular sau cu cele mai bune haine pe care le aveai, toate călcate, curate, pentru că ele făceau parte din tot acest proces. Că dacă ați pune niște senzori la o slujbă pe oameni care sunt îmbrăcați în costume populare și pe cele normale, diferența de vibrații pe care o primim în timpul liturghiei este complet diferită. Aș interveni eu din nou, problema legată de semnificație. Noi am pierdut semnificația. Fără semnificație nu putem declanșa o trăire interioară. Deci, în clipa în care gestul este făcut doar că e făcut, sau dacă fac cruce doar pentru că trebuie să trec lângă o biserică, și nu am semnificația profundă a acestui gest ca să o fac cu semnificație, iar n-am nicio valoare. Și asta o știm de la experiențele pe care se fac la Princeton în interacțiunea minte-materie. Deci există deja senzori mult mai sofisticați care încep să înțeleagă că de ce ți-e frică, nu scapi conform noi intenții de interacțiuni minte-materie, igienă mentală, nu orice gândești trebuie să gândești pentru că pot declanșa niște procese mai sofisticate. Nu vreau să declanșez, că vă promit că peste două săptămâni despre asta vom vorbi în detaliu. Pentru că, în final, problema de bun simț, problema legată de legi, de comportament, dacă vreți, derivă, în esență, din această înțelegere profundă, universală, în care, de fapt, prin însăși modul în care se însoțește actul de îmbrăcare cu un veșmânt care nu este doar o simplă haină, prin modul în care se repetă această elementă, de fapt, este un fel de recreere, dacă vreți, a Universului în sine.
Deci este o problemă de reverberare recursivă, dacă vreți, în sens matematic, care, a cărei valoare făcută în grup contează foarte mult. Deci, cu alte cuvinte, nu, aș da la vitare că sunt multe lucruri interesante de spus într-o logică. Noi, din păcate, suntem la granița dintre două lumi, într-o lume extrem de depersonalizată, o lume care, în principiu, a, cum să spun, desacralizat, a pus valoarea în sine doar pe eficiență, de aceea ne-am înzorzonat cu o grămadă de lucruri și am simplificat blocurile. Ați văzut, apropo, de data trecută ce am discutat despre arhitectură cuantică, cât de important este nu numai veșmântul pus pe noi ca haină, ci și cealaltă protecție, care e tot un veșmânt, care este casa și ritmologia ei în raport cu mediul natural și așa mai departe. Deci toate aceste elemente noi le-am, cum să spun, desacralizat, le-am simplificat și le-am băgat într-o singură cheie de eficiență. Și mai grav este că nu ne implicăm cu interacțiunea simțuri-materie pentru a putea împreună lucrare să le dezvoltăm, ne cumpărăm. Și vă dădeam exemplu ăla care nu o să uit niciodată într-un magazin din Statele Unite de jucării, în care aveai 6 metri lungime de praști și nu erau două la fel. Deci praștea ți-o cumperi, nu o faci. Deci automat îi cumpăr. Toată societatea asta nu mai știe să folosească nici rubelnița, nici un briceac să sculpteze ceva, nici un arc de cusut, nu mai știe să pună ața în ac. Eu vă garantez, facem așa o experiență și jumătate din timp nu vă știe unde e acul și care eventual trebuie pus ața în ac. Deci, cu alte cuvinte, sunt pâinea, o cumpărăm, nu știm ce înseamnă ritualul de a face pâine și de aceea constatăm că acum avem aparatură cu care să măsurăm pâinea aia făcută de aparat, nu are aceeași legătură, chiar dacă ingredientele sunt aceleași. Ingredientele sunt aceleași, dar acum începem să avem capacitatea să măsurăm ce înseamnă structură. E o structură care o imprimăm. Și noi mâncăm structură, adică informație, nu mâncăm chimie. Deci, în principiu, contează foarte mult actul nostru, ne protejăm în sensul ăsta, ritualul contează foarte mult. Dar pentru asta avem două variante, ori o simțim direct și atunci nu avem ce discuta, ori nu mai simțim și să o descoperim printr-o gândire de nivel înalt. Și de-aia spuneam că saltul de conceptualizare prin ceea ce numește știința complexității îți ridică și rafinează rațiunea ca să înceapă să dea sens acestor probleme pe o cale directă, profundă și irațională. Și cel care, în principiu, are o atitudine foarte mecanicistă față de realitate și foarte, hai să zicem așa, terater și foarte directă și foarte mercantilă sau, în orice caz, eficientă, ca să zicem frumos, nu va putea pătrunde realitatea asta decât prin intermediul rațiunii, căci partea aceasta de sensibilitate a pierdut-o. Deci trebuie să intre, să-și ridice semnificația și să înțeleagă. Pentru asta trebuie să facă o altă alfabetizare. Noi spunem complexitate, un ABC al complexității. Este o altă alfabetizare. Dincolo de gândirea newtoniană care ne-a împachetat în materie, în ordine. Am ajuns, uite, avem și calculatoare, avem și... dar am pierdut pe noi. Și acum avem posibilitatea să ne recâștigăm într-o variantă în care rațiunea atinge nivelul respectiv, dar reconsidera și ne vom face un lifestyle specific, nou, de alt nivel. Care se potrivește, ne extinde, ne dă o interfață cu realitatea înconjurătoare, nu numai o interfață care să-mi reflecte mie imaginea mea către o relație socială. Că, de fapt, hainele, în momentul de față, au mai mult rol de simbolistică socială, nu de protecție internă. Și atunci... deci, domeniul este într-o reformulare. De fapt, toată realitatea, în momentul de față, este într-o turbulență extraordinară care merită puțin atenție. Și în special la tradiție, dar nu la tradiție ca să mă duc spre un trecut pentru a ajunge rămânând acolo, ci folosind înțelegerea, intuiția tradițională și profundă la nivel global, a vedea ce se potrivește ca să mergem mai departe în viitor pentru copiii noștri. Deci noi zicem ca să fim experți erudiți într-un domeniu, ci explorăm universul și trecutul pentru a găsi vectorii, pentru a putea merge într-o dinamică nouă, într-un om puțin mai armonizat, care înțelege ce înseamnă și organism, și organ, și emisiunea stângă, și dreapta, și social, și a văzut universul, și a văzut dimensiunile astea galactice, și știe să lucreze în 4 dimensiuni, și în 5 dimensiuni, și în 11 dimensiuni, chiar dacă nu e în masă, ci prin reprezentanții, respectiv ca umanitate. Umanitatea are, omenirea are o omenire, nu? În ansamblu, prin niște exponenti, nu trebuie să fie toată lumea, toate componente, dar putem fi celule active, putem fi celule conștiente în omenirea asta. Că ea merge în continuare, cu noi sau fără noi. Alte întrebări. Te rog. Eu vreau
să fac o completare, să dau un fel de pistă pentru Prahova. Este, la Breaza este un profesor de istorie, o să caut numele să vi-l comunic, care a venit anul trecut la Universitatea București la invitația Asociației de Istorie Dacia. Și a vorbit despre costumul popular și simbolistica pentru Prahova. Și la lui avea mai multe clasoare cu modele, adică le avea efectiv pânze doar strict ca să exemplifice și avea și câteva I. Și se pare că este un domn foarte implicat și preocupat de aspectul acesta și este, aș crede, specialist pentru Prahova. Și e la Breaza dumnealui, o să caut și o să vă trimit pe internet. Pentru toți este de folos, numai pentru cei care sunt, pentru spiritul cafenelei. Spiritul cafenelei este de interferență sufletească, culturală, spirituală, cum vreți, ne anunțăm. Lipsește foarte mult această comunicare. Faceți socoteala că de cele multe ori trebuie să mergem la New York ca să aflăm despre cineva care e vecinul nostru. Nu știm să comunicăm. Avem o lipsă strategică în această zonă a lumii prin întreruperea comunicării. Hai să încercăm să ne ajutăm în sensul ăsta. Deci dacă ați aflat ceva conform unei teme, poate nu vă interesează orice temă, dar dacă ați aflat întâmplător, dați-ne și noi vă ducem mai departe, căci ne asumăm acest rol de hub, dacă vreți, într-o rețea informațională. Deci, așa de fapt, asta este, așa și funcționează pagina noastră Facebook. E un fel de filtru, dacă vreți. E un filtru al personalității noastre care lasă să treacă mai departe și dă mai departe impulsuri, așa cum dau mai departe neuroni impulsuri și trec mai departe către altceva. Deci rețeaua neurală și permeabilizarea unor sinapse se face în funcție de numărul de treceri și de întărirea anumitor discuții. Asta înseamnă că ceea ce mă incită de fiecare zi și dau mai departe, de fapt, treptat, pe rețeaua care absorbe, va fi întărită circulația și informația va fi mai permeabilă pe acele direcții și deci, fără să vreau, o voi scoate în față, ca așa cum face și Google. Deci, orice informație interesată vis-a-vis de subiectul respectiv, aveți acum persoanele, vorba aia, tangibile, în carne și oase, puteți să îi ajutați pentru a merge mai departe, ne ajutăm reciproc în sensul ăsta. Te rog. Bună seara, numele meu este Mario. Vreau să vă întreb dacă ați reușit să ajungeți în atelierele Victoriei Zidaru. Da, este o doamnă care creează încă port național, undeva în zona universității. Are un atelier foarte bine protejat. De ce? Da. De ce? Este una dintre norocoase. Pentru că la un târg de la Muzeul Țăranului a vorbit cu câteva doamne din Bucovina, iar aceste doamne s-au dus și au adunat tot ce înseamnă țesătură din zona acolo și i-au adus respectiv un camion cu țesătură de in. După conferință vă pot... Încă o dată informații utile de acea evidență pot... Încă o dată, niciun om nu va putea... Vedeți ce interesant? Au fost semințe pentru altă lume. Oameni care cu mare smerenie, local, s-au dezvoltat, ce au adunat, ce au muncit, ce au făcut pe nesimțite pe propria lor muncă și nu au explodat într-o marketare, dacă vreți, a muncilor. De aceea, dacă ne uităm la nivel național, s-ar putea să avem surprize. În diferite zone, o grămadă de oameni au muncit, au adunat. Acum problema este să vedem cum reușim să integrăm, cum reușim să devenim nu numai că avem, că pentru că avem și o din păcate am, și asta mă doare cel mai tare, avem și o tendință mai departe de a pune lumea în loc de împreună în conflict apic. Dacă e și aia și aia, începem să-i comparăm, după aceea facem tabere, ne împărțim în doi, pe ăla e mai autentic, mai puțin autentic și rost adunăm și să ducem într-un fluviu, o facem imediat în bucăți. Deci aveți grijă la această formă de fragmentare extrem de specifică zonei respective, pe care noi o numim între Orient și Occident, tărâmul acesta pe care i-a așezat, vă spuneam că nu stăm buricul lumii, dar stăm pe buricul lumii. E o zonă geometrică, în particular, între Orient și Occident, care are niște proprietăți. Și vă dădusem încă o dată profit în acest context, nu suntem mai grozavi, cum nici o celulă din organismul umanesc nu este mai grozavă sau mai puțin grozavă, pentru că participă în ansamblu la un întreg. Gaia este Pământul întreg, care se numește ființa planetei Pământ, care are, dacă aveți o geostazie extrem de interesantă, care viu funcționează împreună cu neviu, dându-i stabilitatea pe care noi avem, ca să ne putem dezvolta. Iar dacă ne uităm la gândirea orientală, este foarte eficientă, dacă ne uităm la occidentală, e foarte eficientă, dacă ne uităm la cea orientală, este foarte holistă.
seamănă, dacă vreți, într-un fel de polarizare orient-occident echivalent de emisfera dreaptă, emisfera stângă, apropo de cele două emisfere cerebrale, dar ca să funcționeze creierul, să dea strălucire ființei umane, are nevoie de un corp calos. Corpul calos este el alântre. Nu e nici emisfera stângă, nici emisfera dreaptă. Corpul calos face comunicarea dintre cele două emisfere. Cam asta e dronul nostru. Deci suntem între cele două emisfere. Între pragmatic și, cum să spun, holist, între parte și întreg, între o gândire foarte utilitaristă pe o gândire foarte filozofică. Cele două jumătăți ale celor două mari curente culturale se unesc, cum zice și Culiană, cum zice și, să zicem, Eliade, pe acest tărâm al aparentei fluctuații sau, cum să spun, nepotrivit, dar nu ne-a prea condus multă lume, dar care, în principiu, are această posibilitate să înțeleagă cele două, dincolo de ele, nu îndrăgostindu-ne să arătăm că facem dovezi în emisiunea stângă sau occidentală sau dovezi în emisiunea cealaltă. Noi ar trebui să vedem cum le putem îmbina cele două, rațiunea și inima, de aceea rugăciunea inimii s-a născut undeva prin zona asta, prin 1600 și ceva, din interferența dintre cele două, cum să spun, curente, cel foarte teoretic al Logosului, care a găsit aici, undeva în nordul Moldovei, un mediu șamanic puternic. Și atunci rațiunea și șamanismul, deci partea asta de introspecție, s-au adunat și despre asta vorbește foarte frumos multă lume în cărți specializate, internaționale, care le situează ca un izvor. Se numește Isihasm. Isihasmul s-a născut, sau rugăciunea inimii s-a născut aici, între cele două curente. Deci avem omenire, cumva. Nu se face pe grozavi, nu se ne bate cu piept că noi suntem românii în Iubește, ci pur și simplu suntem cu responsabilitate de integrare informațională între cele două elemente în momente de criză, cum e acum, în această perioadă care a traversat globul într-o situație tristă de criză generală, după cum o vedeți. Și poate, cine știe, cu toată informația asta și adusă inclusiv cu partea la nivelul foarte sus cuantic, că zic cuantitatea asta e doar o etichetă pentru un grup de discipline care au o parte destul de subtilă și cu o formalizare matematică destul de complicată, care în general este mai puțin accesibilă,